prieteni și bine v-am regăsit la Vedete Fără Secrete aici pe Vusioc TV. Dragilor, am două fete tare frumoase alături de mine pe canapea. Încă nu deschideți, băieți, nu deschideți camera generală. Să mai păstrăm suspansul, să se gândească cei de acasă, oare cine sunt crăițele care astăzi vor înfrumuseța această emisiune. Păi bine, dragilor, sunt două interprete pe care le cunoașteți foarte bine, pe care le admirați de aici, de la Vusioc TV și care sunt foarte apropiate familiei Vusioc TV. Ei, haideți să nu mai vă țin în suspans, vi le prezint cu mare drag pe cele care vor da farmec acestei seri alături de dumneavoastră, cei mai buni telespectatori, Larisa Harea și Victoria Caras. Bună seara! Bună seara! Bună seara și bine te-am găsit, dragă Dăinița! Eu am zis corect că sunteți foarte apropiate de Vusioc TV. Larisa este prezentatoare alături de noi, din echipa noastră de prezentatori aici la Vusioc TV, iar Victoria, pe lângă faptul că deja de ani buni o vedeți aici la Vusioc TV, la toate evenimentele marca Vusioc TV, deja face și quintete și duete și nu mai știu a cui a fost ideea, cum s-a întâmplat asta, o să aflăm astăzi împreună, dar știu că ești foarte apropiată echipei Vusioc TV. Da, cu siguranță și vin cu cea mai mare plăcere de fiecare dată aici să vă reîntâlnesc. Nu zadar am zis că suntem prieteni și într-o strânsă și apropiată legătură. Dacă n-ar fi fost așa, n-ați fi venit ambele, dar ați fi venit pe rând. Ce v-a unit, fetelor? Noi suntem și foarte bune prietene. Eu dintotdeauna, dragă Doina, am apreciat la oameni sinceritatea, bunătatea, sufletul din om și am simțit-o pe Victorița foarte aproape sufletului meu și am făcut un duet, după care am mai urmat unul, a treilea și vreau să zic că este foarte aproape și de familia mea. Iar copiii mei o adoră. Vă sunteți prieteni și în afara... Da. Ați văzut, e mai mult decât o prietenie aici, în familia Vusioc TV. Este o prietenie adevărată și dincolo de micile ecrane. Așa este, adevărat. Ne-a unit nu doar muzica, dar suntem cumva, rezonăm și în viața de zi cu zi. Ador copilașii ei, familia, sunt o familie de excepție și mă bucur nespus de mult să-i cunosc. Ce calități credeți că aveți voi asemănătoare? Ce vă unește, de fapt? Suntem foarte sincere și, uite, sincer, Dăinița, îți spun că noi nu putem să ne supărăm. Noi foarte valat ne spunem fiecare gând, fiecare părere și chiar dacă uneori știi părerea asta sună așa puțin mai dur, noi ambele suntem calme și Victoria într-o zi mi-a zis că, știi, Larisa, așa imaginar îți pare că noi suntem tare calmi și tare cu minte, dar ambele avem caractere destul de puternice, vreau să zic. Dacă asta vreau să zic, că tu ai zis că suntem foarte sincere. Sinceritatea asta are și ea o limită oarecum, știi, că uneori din dorința de a fi prea sincer poți să o faci de andoasele și ori mai bine este să-ți ții limba după dinți. Între voi nu se întâmplă așa să ajungeți și până la, nu știu, mici conflicte sau mici supărări, că uite, ți-a spus, de exemplu, că nu stă bine costumul de scenă astăzi sau chestii de genul ăsta. Dacă îmi zice, uite, Larisa, astăzi ar fi bine să îmbrăcăm costumul ăsta sau rochița asta și eu nu vreau să îmbrac, îi zic... Nu, Victoria, eu nu vreau să îmbrac rochița asta sau costumul ăsta și ea nu are cum să se supere. Oricum, noi avem fiecare dintre noi părerea noastră și asta tare mult contează atunci când încet, încet ajungi la sufletul și la inima omului care este alături de tine. Iar noi, vreau să zic că ne auzim chiar în fiecare zi la telefon. Ce vă unește? Da, spune. Noi oricum ajungem mereu la un numitor comun, pentru că dacă prezentăm un duet, trebuie să ne asortăm cumva, deci nu putem să ieșim total diferite. Și chiar dacă nu ne place ceva sau nu-și dorește cealaltă să îmbrace un anumit costum, găsim un compromis. Și apropo, tu, la începutul interviului, mi-ai zis cum ajungem la un numitor comun. Uite, am avut așa o situație că am imprimat o piesă și nu mi-a plăcut cum a ieșit, da? Și am zis, Victoria, eu cu piesa asta nu ies și punct. Adică, cumva, eu mă bucur că ține cont de părerile mele și eu țin cont de părerile ei. Foarte frumos. O să continuăm discuția asta așa ca între fete, mai ales că și eu m-am asortat cu voi. Suntem pe gama cromatică, galben, negru. Dar dacă nu te super, că am venit și cu un dar aici, ca să nu stau cu el. Eu vroiam să te rog să ne faci un cadou muzical, dar tu ai venit cu mai mult decât atât. Da, eu am venit iarăși cu zefirele mele. Deci aici... Doamne, Dumnezeule! E mango maracuia. E bun gustul dulce. Acestea sunt niște flori atât de comestibile, încât nu pot să le rezist.
le-aș mânca chiar acum. Foarte bine se asortează, așa, cu ținuta ta. Mulțumesc. Făcute de mânuța ta. Da, făcute de mânuța mea, știi că le fac pentru cei mai apropiați oameni. Le dar fac și nu doar. Acasă, nu doar. Așa că puteți să apelați la Victoria dacă vă doriți un cadou dulce și sănătos. Da, mai colaborez și cu alți agenți economici, prestez servicii, dar pentru oamenii dragi le fac acasă, cu mânuța mea, în bucătărie mea. Vai, ți le-am adus cu mare drag. Drăguț, mulțumesc tare mult. Hai să vii și cu un cadou muzical ca să încununezi opera. Ce spui? Ce o să ne cânti? Casa mea e casa ta. Chiar la această clipă, aici, în casa inimilor noastre, la Busuioc TV, vă cântă cu drag Victoria Caras, iar noi revenim la discuție imediat după. Aplauze, prieteni, ca de fiecare dată și continuăm discuția așa ca între fete. Întotdeauna într-o relație de prietenie între femei, cel puțin mie așa îmi pare, există un foc și există o apă, o liniște. Ca și într-o relație de cuplu, parcă așa îmi pare mie, așa asociez eu cel puțin. La voi cine e mai focoasă și cine este mai așa mai calmă, mai liniștită, cea care potolește spiritele? Ambele suntem foc și ambele suntem apă. Vă rânduiți. Ne rânduim, ne supărăm pe rând. Aha, dar cine-i mai supărăceasă totuși din voi? Hai, recunoașteți acum. Uite, aici îi vedeți fără secrete, fiți sincere. Eu sunt mai supărăceasă. Bine că ai recunoscut tu. Victoria, tu știai că ești de acord cu asta? Că ea este mai supărăceasă? Sunt puțin mai mare. Probabil mai înțeleaptă. Probabil, dar un pic mai multă experiență, zic. Nu pot să zic înțeleaptă, mai experimentată. Și probabil că ai mai multă răbdare.
Da? Da, cred să eu, înțeleg. Că mi-am antrenat-o cu anii. Deși eu tare, tare o simt deja când ea este supărată și când ea este enervată. Dar eu mă bucur că ea recunoaște și îmi zice, Larisa, uite, scuze, azi este o zi așa mai... sunt mai obosită sau... Dar, știi, Donița, deja nu avem o vârstă, nu știu, nu suntem niște fetișcane, știi? Ca să ne timp supărăm. Să ne supărăm. Arătați avem... ca niște fetișcane, dar nu sunteți. Sunteți fete serioase. Fiecare dintre noi avem familie... ocupația de bază, da, muzica e ceea ce ne unește și... Da, apropo de muzică, noi în foarte scurt timp, prieteni, o să ascultăm și unul dintre duetele voastre. Hai să vedem cine a fost cu ideea de a face un duet, că nu m-am prins exact. Cine a zis? Hai să o facem. Venind la spectacole, soțul meu așa o admira pe Victoria, știi? Și îmi zice, uite, Larisa, tu ai arătat foarte bine alături de Victoria, așa, într-un duet. Vă combinați frumos, da, sunteți da. Ambele înalte, subțirele, frumoase. Multă lume ne zice că suntem surori. Da, ah, da, 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 tare vă, mult vă combinați, da, chiar. Ne întreabă, dar voi sunteți surori? Zic, parcă nu, parcă nu. N-au greșit părinții noștri. Și eu așa, într-o glumă, oricum noi eram prietene cu Victoria, comunicam, dar nu eram atât de aproape, știi? Și la un spectacol i-am zis și ea îmi răspunde așa, de ce ar fi să facem o piesă, știi? Deci tu ai zis că vă asemănați și Victoria da, să facem piesă. Și cine a făcut piesa? Spre exemplu, piesa pe care o să o ascultăm acum în scurt timp, cine a creat-o? Hora fetelor este semnată de maestrul Oleg Baraliu. Și text și muzică și... Versurile îmi aparțin parțial și mie și dumnealui, deci a treia strofă am scris-o eu. Adevărul femeilor, Sergiu Cabătut și maestrul Oleg Baraliu ce a pus amprenta. Versurile Olesa Olga Dânga, pentru ce îi mulțumim nespus de mult. Și melodia la adevărul femeilor, da, adevărul e a noastră. Noastră comună. Da. Deci e o colaborare așa în... din mai multe puncte de vedere. Deci aveți două duete la momentul trei. Actual. A trei și Sârba Gospodarilor. Pe care nu o să o cântăm astăzi, da? Dar o să o cântăm. Și, da. Deci, de asemenea, maestrul Oleg Baraliuc, muzică, versurile îmi aparțin. Și așa a fost să fie. Astăzi, din păcate, nu o să reușim să le ascultăm chiar pe toate trei, dar două dintre ele, cred că dacă ne grăbim așa și cu discuția și cu cântatul, o să reușim. Apropo de asta, da, spune. Sârba Gospodarilor va fi chiar în prima audiție aici, la Busuioc TV. Da, prima dintre... M-am zăpăcit cu fetele astea, Doamne, Dumnezeule. Și între două femei e greu, dar vă închipuiți cum le este celor de acasă cu trei. Ce să cântăm primul duet? Care o să fie? Hora fetelor, da? Da? Hora fetelor? Da, Hora fetelor. Sunteți gata să ne invitați la horă? Desigur. Desigur. Iar noi suntem gata, prieteni, să ne prindem în joc alături de Larisa Harea și Victoria Caras. Primiți-le cu drag! Fete v-au venit, chihuiți pe băi sau n-aveți flăcăi. Unde-i pace și omenie, este spor și veselie. Hai cu noi la joc, ieșiți la mijloc. De la mic și până la mare, toată lumea e în picioare. Fete și flăcăi, faceți roata măi! Hai nu mai sta, lume dragă mea, bate-o așa. Să-l vadim cu odea, verde, popușoi, să-l învârtim și noi.
așa. Chipești mi-l acoransat ca flăcăi de însurat, tineri gospodari pentru fete mari. Și bogatul și săracul prinși de mână la oaltă, chiuie pe băi, faceți roata măi! Hai nu mai sta, lume draga mea, bate-o așa, talpa de podea. Verde popoșoi, s-o învârtim și noi, ca așa-i unu, doi, horapii la noi! Hai nu mai sta, lume draga mea, bate-o așa, talpa de podea. Verde popoșoi, s-o învârtim și noi, ca așa-i unu, doi, horapii la noi, măi! Fetele, toate fetele țării s-au prins în hora voastră. Ați reușit. Da, vă mulțumim. Dar ce zice lumea, publicul vostru? Iată, fanii noștri de la Busuioc TV, fanii voștri de pe rețele, ați reușit să le faceți cunoștință așa mai bine cu duetele voastre? Ce zice lumea? Vă încurajează? Vă critică? Le place. Deocamdată nu am văzut critică. Am cântat-o și în România și vreau să zic că lumea chiar a dansat pe această piesă. Da, deci este o piesă etno, da? Deci nu cântăm muzică populară, că totuși suntem pe muzica ușoară, da? Axate. Dar cântecile astea etno merg foarte bine. N-ați avut nicio critică? Niciodată? Deocamdată nu. Sincer nu. Nici la duet, nici la solo? Nici la duet, nici la solo. Doamne, cum sunt fetele astea atât de perfecte? Ia să spuneți și mie rețeta, că eu doar critici am primit toată viața mea. Care e secretul vostru? Treci așa, pe alături de niță. Nu, eu n-am treabă cu asta, criticați-mă, vă rog. E dreptul fiecăruia, dar cum așa ați reușit? Voi să nu fiți criticate. Cum sunteți voi așa de perfecte? Mi-a scris un admirator păuneasa noastră. Nu știu să o primesc asta ca critică sau compliment. Da, sunt o păuneasă de înfoiată în pene. Mai am eu din ținutele alea așa mai... Eu cred că este un compliment. Păi de-aia și zic, dacă cineva o primește ca critică, eu am primit-o ca un compliment. Aha, am înțeles. Hai să vorbim un pic și despre una dintre cele mai noi melodii ale tale, Larisa. Dacă tot ne-am întâlnit, nu putem să trecem peste asta. De fapt, este ultima, da? Și cea mai nouă dintre melodiile tale, piesă și cu tot cu videoclip. Este una dintre cele mai recente melodii, pentru că pregătim și altele. Da, este o piesă, Donița, uite cum una pe inimă, îți spun. Din tot repertoriul meu, toate piesele pe care le-am lansat, piesa asta este una dintre preferatele mele. Și o simt atât de bine atunci când o cânt, uite, mă trec fiori. Eu nu știu, asta poate că i-am dedicat-o soțului meu, însă eu am un respect și o dragoste deosebită față de el. Dar el ce a spus? E piesa lui preferată? Da, lui i-a plăcut. Eu când i-am cântat-o, am primit aranjamentul și i-am cântat-o așa, știi... La rege, așa? Da, da. I-ai cântat-o la ureche? I-am cântat-o și mă uitam în ochii lui, chiar îi curgeau lacrimi și a zis că, uite, Larisa, nu-ți supăra dintre toate piesele astea. Chiar e cea mai frumoasă. E bună, da, e bună. Și la îndemnul lui am filmat și un videoclip, deci vreau să le mulțumesc echipei de creație, lui Sandu Gorgos pentru aranjament, lui Sergiu Teacă pentru mix, mastering, lui Nicolae Matei pentru haina asta video pe care a redat-o foarte bine. Le mulțumesc actorilor care s-au filmat în acest videoclip, Ecaterina Gorcenco și Oleg Mardari, iar la finalul videoclipului apar și eu alături de soțul meu. Și bineînțeles fioristului de aici, din videoclip, Dan Bobeică. Muzica mi-aparține, iar textul l-am scris eu împreună cu Marina Moroznic-Adam. Vreau să zic că mă bucur de colaborarea noastră, cu toate că ea locuiește peste ocean, dar este una dintre textierile care mă simte cel mai bine. Cel mai bine. Foarte frumos că ți-ai găsit echipa cu care să colaborezi și care te ajută să obții ceea ce dorești și care te ajută să creezi muzica pe care să o simți. Că dacă o simți tu, o simte și publicul tău.
Și vreau să mulțumesc echipei Busui TV, echipa mea de suflet. Eu zic că aici suntem chiar ca într-o familie și port un respect deosebit pentru toți cei ce lucrează aici, pentru că prin intermediul televiziunii Busui TV și noi, mai tineri interpreți, dar lumea, nu toată lumea ne cunoaște, avem posibilitatea să ne promovăm și să ajungem cumva la inimile dumneavoastră. Eu cred că deja lumea vă cunoaște foarte bine. Ca aici la Busuioc TV, tot lansați piese neobosite, ca niște albinuțe sunteți. Victoria, doar câteva cuvinte să vedem părerea ta despre una dintre cele mai noi piese din repertoriul prietenei tale, Larisa. După părerea mea, este într-adevăr cea mai reușită până acum lucrarea ei. Mi-a plăcut absolut tot și timbrul vocii, că a cântat-o foarte dulce, moale. Deci a știut profesoara Victoria Nichicenco cum să o ghideze și mulțumim, ne-a spus de mult că e și profesoara mea. Dar voi și mea. Profesoara o împărțiți. Da. Împărțim. Prietene, și... prietenele împart tot, numai nu bărbatul. Dar să cum era în piesa? Doamne ferește! Nu era așa piesa voastră? Adevărul femeile, da. Păi asta e din piesa voastră luată, nu? Și eu cum uităm la televizor... Nu îl împart. Păi asta zic, femeile împart totul, numai nu bărbatul. Adică împărțiți și profesoara. Că din piesă, mă uitam la televizor și m-am făcut așa un pic râzut. Uite, ale noastre zic ceva așa, parcă e și cu haz și cu necaz, știi? Da, da, da. Păi eu zic, o prietenie rezistă atâta timp și poate să reziste în timp, atâta timp cât nu se trece peste acest moment. Deci fiecare cu bărbatul ei. Adevărat. Și asta nu e numai la noi. Ești de toată lumea. Trei, doi, bătaie, fetele. Și ce mi-a plăcut cel mai mult, că e frumos. E foarte frumoasă, Doria, și eu mă bucur că fetelor de, admir, sincer, din toată inima, fără niciun pic de invidie. Câtă iubire pe metru pătrat. Da, vedem imediat videoclipul despre care piesa, ascultăm piesa și vedem videoclipul despre care am vorbit mai devreme. Nu înainte să vă zic că totuși voi împărțiți niște bărbați, fanii voștri. Sper să nu, nu se lați cu bătaie. Nu, ne supărăm. La capitolul ăsta, mai mulți bărbați să fie fanii noștri. Hai și, băieții, și fetele, toată lumea, vizionăm videoclipul interpretei Larisa Harea, iar imediat după revenim la discuție. Să te întâlnesc, să te iubesc, în ochii tăi să mă topesc. În vocea ta, pe chipul tău, găsesc atâta gingășie. Să mă iubești, să te iubesc, e tot ce-n viață îmi doresc. Crede-n iubire și-n ziua de mâine. Crede-n iubirea din inimă. Visează clar un viitor, îmbrățișați de același dor. Și n-am nevoie de jurăminte, căci inima din mine simte că jumătate în tine bate magia dragostei curate. Crede-n iubire și-n ziua de mâine. Crede-n iubirea din inima.
ia-mă în brațe de dragoste pline. Ești fericirea din inima mea. Felicitări! Felicitări din toată inima și mult succes! Îți mulțumesc din suflet! Cât mai mulți fani! Să dea Domnul! Despre sinceritate vorbind, uite că așa am început noi, cu sinceritatea și prietenia, da? Victoria ți-a zis, a zis mai devreme că ți-a spus în față, facem un pic de vorbăraie la Vedeți Fără Secrete, că aceasta este cea mai bună piesă din repertoriul tău. Tu nu te-ai supărat pe ea? De ce să mă supăr? Nu, păi, adică ce, Victoria? Celelalte nu ți-au plăcut și se începe scandalul. Știi cum sunt unele fete care caut nod în papură? Eu știu că una dintre preferatele Victoriei, dintre piesele mele, sunt Comorile vieții. Ea mereu îmi zice, Larisa, piesa asta este preferata mea. Dar mie îmi place părinții. Bunii mei părinți. Da. Mersi, am văzut că te-ai abonat la canalul meu de YouTube și îți mulțumesc pentru comentariu. Să știi că pentru mine este tare important. Felicitări, cu mare drag. Deci voi nu vă supărați, vă spuneți așa. Dar tu ce piesă ai preferată din repertoriul ei? Casa mea e casa ta, Inima femeii. A mai lansat o piesă tare, tare frumoasă. Ramura în floare. Inima femeii e o taină? Da. Asta nu e un duet? E cu doamna Elena Manciu și am făcut și varianta în limba italiană. O iubesc foarte mult pe femeia asta, sincer, o respect din copilărie. E prietena noastră, doamna Elena Manciu. Da, dar voi nu știți din copilărie, dar eu știu din copilărie. Bravo! Noi o știm din copilărie de la televizor. Păi și eu la fel. Da, și deja, pentru că am început foarte devreme, normal, când ne-am și întâlnit în anumite circunstanțe, am crescut cu, odată cu copiii ei, odată cu Sandu, odată cu, îți dai seama că... Suntem de aceeași Suntem pe aceeași, da, da. Păi ca aici, hai să mai facem un pic de... Dar să fim cârcotași, să facem rating la emisiune. Și doamna Elena nu s-a supărat pe tine când a văzut că tu ai început să faci duete cu Larisa? Nu, s-a bucurat atât de mult și ne-a urat succes și ne admiră și de fiecare dată ne spune. Hai emisiunea acum. Vica, tu ce trebuie să zici? Da, doamna Elena s-a supărat foarte tare. S-a lăsat cu bătaie, cu scandal. Doamna Elena este o femeie deosebită. Cu siguranță. Distinsă și foarte, foarte modestă. După toți laurii pe care îi are dumnea ei, e foarte modestă. Da, este o femeie extraordinară și eu respect foarte, foarte mult și de fiecare dată, apropo, Donița, când vreau să lansez o melodie, eu transmit doamnei Elena și ea îmi spune sincer, știu că părerea ei va fi sinceră și îmi zice, uite, asta e bine, asta nu e bine, dar de fapt, doamna Elena... Doamna este un muzician foarte bun, atâtea chiar și să-ți dea sfaturi bune în sensul ăsta. Doamna Elena mi-a zis că toate piesele mele îi plac tare mult, așa că... Vă îmbrățișez cu sufletul, doamna Elena. Și chiar dacă nu o să vă placă, să nu fiți sinceră, să nu spuneți că... Bine, astea sunt doar glume, așa, să mai apucăm și noi de viu, dar vă dați seama că nu vorbesc serios acum. Fetelor, doar în câteva cuvinte, știu că voi ați făcut și o lucrare de grup aici, la, cu echipa Busuioc TV, oarecum echipa Busuioc TV și cu niște bărbați importați în echipa noastră, Petrovi, da? Și iarăși ați fost împreună, voi... Doamna Liliana Cazac, doamna director, și doi băieți frumoși, ochioși, mintioși, Igor Cuciuc și Laurenți Popescu. Acolo cum s-a întâmplat? Cine a venit cu ideea? Tot duietul vostru a decis să se facă quintet? Da. Da? Eu am dorit un colind. Am simțit. Mi-am dorit foarte mult un colind. Și ziceam la Lise, ce-ar fi să facem un colind frumos, mai mulți interpreți? Și fetele au zis, nu, dă să facem o piesă pentru... toate sărbătorile și de toate zilele și a ieșit la mulți ani. Da, foarte frumoasă bine, piesă. Da. E foarte pozitiv. Îmi place foarte mult. Are o undă așa pozitivă, solară, foarte faină. Eu am venit cu o linie melodică, am mers la studio la domnul Ion Linkovski, pe această cale vrem să-i mulțumim tare mult. Și acolo, știi, această melodie a mea pe care o aveam eu în gând, cumva Laurenț a zis, uite, aici la strofă punem așa, pre-refrenul l-am lăsat al meu, refrenul împreună și Victorița a scris un text extraordinar. De adevărat, nu mi-a fost ușor, pentru că mi s-a spus așa, deci trebuie să fie pentru
pentru toate sărbătorile, să nu cumva să fie și pentru bărbați și pentru femei, dacă cântăm toți. Și într-adevăr nu este ușor. Lumea crede că eu sunt nebună, că eu vă ascult, dar în cap la mine când am la mulți ani, cu bine. Și am început să dansez fără să vreau, știi? Adică am început să mă atrip să dansez cu lumea de acasă, că deși, bă, ce-a reprezentatoarea asta? A apucat-o? Fetelor, suntem pe final, urmează să luăm încă un duet. A zis că o să ascultăm ceva cu, era cu Sârba, nu? Sârba Gospodarilor. Da, Sârba Gospodarilor. Dar de ce nu și-a gospodinilor? Ce cu discriminarea asta? Păi a fost Hora Fetelor, acum să fie Sârba Gospodarilor. Fie o leacă de echilibru. În capul mesei. Dar care n-am cântat-o astăzi? Adevărul femeilor. Adevărul femeilor. Dacă vă provoc să ne cântați, nu știu, două rânduri măcar, sau patru. Hai patru. Două de la tine și două de la tine. Femeile știu prietene a fi, femeile pot și lumea împărți, dar nu și bărbatul pe care-l iubesc, neliniștea vieții găsesc. Femeile știu prietene a fi, femeile pot și lumea împărți, dar nu și bărbatul pe care-l iubesc, onoarea femeii e mai de preț. Bravo, fetele! Ați văzut că am cântat toate duetele. Da. Fetele harnice ca voi, ca noi, reușesc toate. Da, mulțumim mult! Mulțumim foarte mult că ați venit în această seară să ne împărtășiți din bucuria și cântecul sufletului vostru. Îți mulțumim ție, dragă Doniță, pentru că ai fost o gazdă foarte primitoare și tare dulce, ca de fiecare dată. Oh, vai de mine! Frumoasă ca primăvara! Mi-au crescut tare evidențeraș și nu are cum să fie altfel când ai niște fete atât de bune și pozitive în față. Vă aștept cu drag și data viitoare cu alte noutăți muzicale, iar acum vă ofer scena platoului nostru. Cu mare drag și mare fiți drag. Cu ochii pe Busul Ioc TV. Prieteni, vă cântă chiar la această clipă Larisa Harea și Victoria Caras, iar noi revenim în cea de-a doua parte a emisiunii imediat după. Trecem toți frumos până la ziua. Ca și roata anilor, Sârba Gospodarilor, o învârtim cu foc în joc mâine de mâine. Cu trompete și biori și-n bătaia tobelor, fericiți ne bucurăm sub lună plină.
prieteni în cea de-a doua parte a emisiunii noastre și astăzi vreau să o cunoaștem mai de aproape pe interpreta Veronica Suruceanu. Haideți să o salutăm cu drag. Bună seara, bine ai venit la Vedete Fără Secrete. Bună seara și bine v-am regăsit. Am revenit cu mare drag. Mulțumesc pentru invitație. Știu că ai mai fost pe la Busuioc TV, dar nu în emisiunea asta, așa că noi nu ne-am întâlnit încă. Avem un motiv în plus să discutăm câte lune și stele vorba aia și hai să începem cu începutul. Unde te-ai născut? Când a început dragostea pentru muzică? Primile studii pe care le-ai făcut? Și o să ajungem până astăzi. Ok. M-am născut, vin de la sud, acolo unde oamenii sunt binevoitori, calzi și cu sufletul deschis și cu inima caldă ca o pâine. Vin de la sudul Moldovei, după cum ziceam, raionul Ceadăr Lunga, satul Valea Perjei. Stai de treabă oamenii acolo. Da. Am văzut de câteva ori, chiar sunt foarte calzi. Da, sunt foarte calzi și binevoitori. Dragostea pentru muzică a început cam de mică, cam de la 6 ani, atunci când am urcat pentru prima dată pe scena Casei de Cultură. Bine, atunci în sat, asta era gimnaziul natal, acolo unde îmi exteriorizam talentul și de fiecare dată îmi plăcea să cânt. Să mai prezint câteva careuri, concerte, spectacole care se organizau în incinta gimnaziului. Da, și pe atunci, pe timp, dacă îți amintești, pe vremurile noastre erau la tabla de onoare, așa stătea fotografia toți 9 ani de zile până i-am finisat, a stat acolo la locul întâi. Și ulterior așa, treptat, am ajuns mai târziu, bineînțeles, să-mi construiesc și propriul repertoriu. Și muncesc la asta în continuare. Foarte drăguț, dar tu te-ai mutat de la cea de lungă la Chișinău într-un moment, da? Să înțeleg, sau? Da, inițial am învățat și la Cahul și ulterior am venit la Chișinău. Dar ce studii ai făcut la Cahul? Canto, arte, colegiul Iulia Hașdeu. Am înțeles, deci tu ai făcut colegiul acolo la Cahul și ai venit la Chișinău la studenție? La Chișinău, da. Și ce studii ai făcut aici? Aici la Chișinău am făcut doar cursuri de canto, am continuat cu cursuri. De ce an ești, dacă nu-i secret? Ce generație, ca să vedem? Când ești pe timpurile noastre, hai să vedem, poate ești mai mică ca mine de 2 ori. 1987. Și eu sunt din 98, corect. Pe timpurile noastre, era o dată, ca nici o dată. Au trecut deja ani, am de când eram copile. Și în ultima perioadă, aici îți desfășori viața și activitatea la Chișinău? Da, cam de 16 ani deja. Sunt ani. Trebuie să-i numărăm, că nu văd ce să mă sperie. Da, glumesc, nu? Anii sunt frumoși, sunt toți ai noștri. Anii sunt frumoși. Poate ce mai bine, da. Mai bună abia urmează, cine știe. Să dea Dumnezeu. Ai făcut aici ore de canto și așa. Ai zis mai sus că muncești la crearea propriului repertoriu și că ai făcut asta și până acum. Da. Între timp, ce înseamnă pentru tine muzică? Ai cântat la evenimente publice, private? Unde te-au putut întâlni cei de acasă? Da, bineînțeles. Noi, începând cu anul 2010, eu iarăși sunt cu anii, pentru că asta s-a întipărit cumva și de fiecare dată îmi amintesc așa treptat cum am crescut. Începând cu 2010, am creat o trupă, inițial din 3 membri, ulterior din 5-6 membri și... 15 ani de activitate. Mulțumesc frumos. Asemenea, atunci când am creat această trupă, avea titlul Divertis, ulterior Prietenia și tot așa. Astăzi Veronica Suruceanu și formația. Da, și de atunci, din 2010, au fost primele evenimente de familie, nunți, botezuri, acolo unde făceam schimb de energie frumoasă și ofeream din energia noastră și din vibrația sufletului nostru celor care petreceau. Și tocmai în 2015 m-am copt pentru a-mi construi propriul repertoriu, pentru că am simțit că a venit momentul și era insuficient pentru mine doar aceste evenimente private, nunți, botezuri. Și atunci aș luat naștere prima melodie cu drag de părinții mei în 2016. În aprilie am și filmat primul videoclip. Doamne, ce memorie bună! Da? Ai de ținut și anul și luna și... Ia zi și ora la care ai filmat videoclipul. Păi de dimineață am început, de la 8 dimineață. Doamne, da. Să te țină Dumnezeu sănătoasă și să-ți țină memoria asta strălucită până la final, că eu nu țin minte ce am făcut aseară. Doamne, eu cu datele, cu dățile, cu anii, cu cifrele, puteam să fiu contabil. Cu siguranță, dar nu ești. Nu. Deci alte studii n-ai făcut? Nu. În alt domeniu. Universitate, în alt domeniu n-ai făcut. Nu. Nu, deci tu ai început cu muzica și cu evenimente private. Da. Asta a fost, pentru că asta mi-am dorit dintotdeauna. Și pasiunea ta și susținerea ta de existență. Cumva mi-am dorit foarte mult să fac și jurnalist, pentru că întotdeauna mi-a plăcut. Deci sunt cumva sociabilă, descurcăreață, isteață și mi-a plăcut și să comunic de fiecare dată cu oamenii, cu publicul, la cameră, la ecrane. Și mi-a plăcut să fac și această meserie, însă nu a fost să fie. Am mers
doar pe linia muzicii. Da, să înțeleg că tu ești și prezentatoare de eveniment. Da, bineînțeles. Da, iată tot. Se subînțelege acest lucru. Da, tot cam de 15 ani. Da, deci în paralel cu cântatul. Da, le facem pe toate. Da, da, da. Da, e parte din tine. Eu mă simt ca peștele în apă. Păi atunci vezi, când iau microfonul în mână, dar chiar și fără microfon, da. Păi bine, nu suntem la ecrane. La ecrane suntem doar atunci când venim și oferim interviuri, cu mare drag, dar în spatele camerelor avem și noi evenimente frumoase, spectacole pe care le moderăm cu maestrie și cu iscusință. Din 2015, de când ți-ai făcut prima melodie, sunt 10 ani, ți-ai melodiile, dacă tot cu datele și cu dățile stai bine și cu cifrele. Da, da, da. Deci nu sunt atât de multe, dar sunt frumoase. Sunt îndrăgite, în primul rând, de sufletul meu și de ceilalți oameni, mulți care le ascultă. Sunt 9 la număr. 9 melodii și 7 dintre ele sunt însoțite de videoclipuri, pentru că părerea mea dintotdeauna a fost, recunosc că este o investiție să faci videoclip la fiecare cântec, însă doar așa mesajul, textul și mesajul pătrunde la inima ascultătorului și spectatorului când îi transmiți, când îi creezi și o poveste frumoasă pe lângă faptul că... Da, e ușor că să și menține cumva. Da, da, da. Pentru că așa, hai, o să-l lansezi odată de 2-3 ori la una, două, trei emisiuni, da. După care ce mai faci cu piesa? Bine, o caută omul pe YouTube sau... Dar da. Tot când are o haină video, parcă dăinește în timp mai mult. Așa e, și mama îmi zicea că tu faci videoclip, piesă cu videoclip, piesă cu videoclip. Și eu ziceam că nu știu, asta e părerea mea, că eu mă simt așa, piesa să fie însoțită de videoclip. Fă mai multe piese și mai puține videoclipuri. Dar eu dacă scot piesă cu videoclip, ziceam, e mai costisitor, însă eu consider că e frumos. E o investiție care și pentru mine rezultatul contează foarte mult. Zici că publicul tău te susține, te încurajează și te apreciază. Da, mulțumesc. N-ai avut și cealaltă parte a modelii niciodată? Știți cum e, hate sunt întotdeauna, mai cu seamă deja în anii ne-am creat și o imunitate și cumva nu le mai dăm atenție și oamenii cei care au de bârfit niciodată nu ți-o spun în față. Mai ușor să spui așa din depărtare, da? Să scrii mesaj sau să vorbești pe la spate. Dar până la urmă oamenii buni sunt mai mulți, sunt într-un număr mai mare și asta apreciem și ne bucură. Da, îți faci drumul tău, da, și lumea drumul ta tău. Și te înconjuri de oamenii care merită acest lucru. Așa și e. Care te apreciază pentru ceea ce ești și cu care rezonezi. Exact, da. Am vorbit astăzi foarte mult despre muzică și totuși care este stilul muzical care te definește? Ce fel de muzică crezi tu? Muzică ușoară sau muzică folclorică? Totuși cred că depinde de stare, pentru că eu ascult, nu ascult doar un singur gen de muzică, depinde de stare, depinde de spirit, depinde de dispoziția în care te afli la etapa respectivă. Câteodată când sufletul ți vibrează, nu știu, și inima îți doinește, vrei să asculti ceva de suflet, ceva de muzică populară. Alte ori, spre exemplu, când merg la volan, prefer să ascult ceva așa mai ritmat, mai... Deci ascult de toate, dar totuși cred că mai aproape de sufletul meu rămâne a fi muzica populară. Da, interesant că toată lumea zice așa, da. Toți cei care cântă, de fapt, mai multe stiluri, da. Dar până la urmă fiecare trage mai mult spre ceva și totuși trage inima acolo, într-o anumită direcție. Și pe viitor te gândești ca să-ți îmbogățești repertoriul de muzică populară sau de muzică ușoară? Ei, muzică ușoară am două melodii și celelalte sunt populare. Cu siguranță o să continui probabil tot mai mult cu muzica populară, cu folclor, dar și combinăm. Dar știi că Vedete Fără Secret are două versiuni. O variantă de muzică ușoară și una de muzică folclorică. Tu de ce ai ales-o pe asta? Sau nu ți-au dat dreptul de alegi? Te-au invitat și gata. Eu cochetez cu ambele genuri și nu pot să neg că nu-mi place una sau nu-mi place alta. Îmi plac toate, îmi plac ambele. Și dacă despre muzică vorbim astăzi, trebuie să și cântăm că e pe placul publicului nostru, melomanii de la Busuioc TV. Ce o să cântăm? Cu mare drag, mai ales atunci când melodiile sunt despre dragoste, despre dragoste și despre iubirea sufletului nostru pe care o purtăm unii altora, este și această melodie, Rămâi lângă mine. O melodie, textul căreia îmi aparține la fel, am scris-o în 2018 și o melodie lentă de dragoste, de iubire pentru cei doi îndrăgostiți. Să cânte dragostea în sufletul vostru, în casa voastră, astăzi și întotdeauna, alături de Veronica Săruceanu. Imediat după piesă, revenim la discuție.
asta s-o împărțim la doi. Tu, iubitul meu și-a ta chitară, va cânta într-una pentru noi. Vreau să știi că mi este dor de tine, cerul înflorește pentru noi. Dragostea unește multe inimi, vino să rămân. Ai uitat să spui din ce an a fost piesa asta? Din 2018. Am vrut să te controlez, să te verific, să văd dacă ții minte. Țin minte și luna în care am filmat videoclip și luna în care s-a născut, a luat naștere piesa, deci tot. Vai, de unde e memoria asta așa de... Păi nu știu, bănuiesc că tot de unde vine, tot acolo, de la rădăcini, de la mama, de la tata, de la bunei, de unde am moștenit toate calitățile. Dragoste de muzică tot de acolo vine? Da, de la bunelul pe linia mamei, cânta foarte frumos și avea o voce extraordinară, da, din partea dânsului. De acolo se trage boala cântecului. Da. Boala cântecului care tratează sufletul. Sufletul omului, da. N-am vorbit nimic astăzi despre viața ta personală. Aoleu. Aș putea să fac codița de acolo? Ce am putea să știm despre tine la capitolul acesta? Căsătorită, îndrăgostită, chiar nu cunosc... Fericită, da. Stai un pic. Căsătorită, îndrăgostită și fericită? Sau necăsătorită, îndrăgostită, fericită? Sau... Și necăsătorită și neîndrăgostită, dar fericită. Care fericită, vezi, până la urmă fericită, este și titlul noii mele melodii, piese, Fii femeie fericită, așa că totul se rezumă la fericire. Deci și eu îndemn toate femeile să fie fericite. Deci aceasta este cea mai nouă piesă din... Cea mai nouă piesă, da. Cea mai nouă piesă, cea mai nouă realizare în colaborare cu maestru Oleg Baraliuc. Sunt mândră de această colaborare și am zis și dânsului că o să mai pășesc ori de câte ori o să am ocazia, fericită ocazie, să pragul studioul dânsului pentru alte colaborări. E o piesă extrem de frumoasă, cu un text profund, cu o linie melodică așa care agață sufletul. Chiar și dânsul mi-a zis la studio, a zis că păcat această melodie să n-ajungă la foarte multe inimi, pentru că cu adevărat este foarte, foarte frumoasă. Și atâta te-ai gândit. Trebuie să-i fac și un videoclip. Da. Și iarăși mama o să zică, de câte ori trebuie să nu mai faci atâtea videoclipuri. Da, i-am făcut și videoclip de data asta, da.
Dar ce stil e piesa asta? Piesa nu e un folclor curat autentic, este un folclor stilizat, un amestec între, deci cum mi-a catalogat-o și dânsul, se numește cumva folclor orășănesc bucureștean. Deci dacă tu vorbeai mai sus că poți cânta tot felul de muzică. Da, da, da. E ceva, un mix așa între modern și folclor și e ceva tare, tare fain. Dar cine a făcut textul muzică? Textul mi-a aparține mie în colaborare cu Cătălina Lungu, textul. Da, și muzica Oleg Baraliuc. Muzică, aranjament, orchestrație, instrumentiștii de la Lăutarii, deci o echipă mare și frumoasă, pentru că lucrurile frumoase iau naștere doar în echipe frumoase și mari de profesioniști. Așa că noi ne-am adunat într-o echipă frumoasă și am făcut un lucru mare. Asta e vorbind de piesă. Da. Ați făcut și videoclip. Da. Da, da, da. Pe care o să-l urmărim neapărat pe finalul acestei emisiuni. Cu mare drag. Până atunci mai avem timp să stăm la sfat. De ce ai fugit de întrebările mele legate de viața privată? Nu, că nu o să mă bagă sufletul tău mai mult decât o să-mi permiți tu, crede-mă, că te înțeleg perfect. Sunt și o persoană mai secretoasă când vine vorba despre viața mea privată, dar vreau doar să știu poziția ta, adică de ce nu-ți place să vorbești prea mult despre latura asta? Păi vorbim despre toate. În primul rând am vorbit despre muzică, asta e ceea ce ne doinește inima și sufletul, și despre viața privată toată lumea știe, multă lume cunoaște. Sunt mămica a doi băieți, am doi flăcăi. Păi și de ce n-ai spus odată? Da. Și sunt femeie, și lăsat copiii la casa de copii. Ce Doamne ferește, și sunt femeie fericită. Eu am făcut legătura doar cu titlul noii mele piese. Deci că sunt fericită. Nu era o cale de a evada de la întrebarea. Nu, era o trecere așa, o punte artistică. De trecere, da. Eu observ că tu ești foarte bună la cuvânt. Da. Și este un lucru care îmi place extraordinar de mult, că mi-e dragă să te ascult. Dar mă gândeam, n-am prins ideea asta și n-am prins firul că e o metaforă. Da, așa, ascunsă. Dar mă gândeam că e o cale de a evada și nu înțelegeam ce s-a întâmplat de acolo. Copiii tăi sunt mari, mici? Unul mare și unul mic. Da, da, cel mare Badea, da, 14 ani jumătate. Mulțumesc. Și cel mic acuși face 2 ani. Mulțumesc. Mulțumesc. Ei sunt și împătimiți ai muzicii? Da, deci uite, acum vara când am lansat în august, iarăși eu cu august, cu lunile, am lansat melodia din toată inima. Am făcut-o împreună cu Alin, cu băiatul meu mai mare. Deci el a fost un duet cumva. Studiază abia la liceu, la liceul Gheorghe Asache, român-francez, dar ulterior vedem deja ce cale apucă, este abia clasa 8-a. Și a intervenit și el așa cu o strofă frumoasă de rap, de hip-hop. Textul a fost scris de Nathan și dânsul scrie fain, mai ales asemenea melodii de muzică ușoară. Și a fost o colaborare frumoasă cu Alin, cu băiatul meu mai mare. Pe care am văzut-o din toată inima, da, la spectacol. La spectacolul Marca Buzioterea. Da, 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 așa. Acum mi-am amintit cât de frumos erați. Mulțumesc. Cât de frumos erați împreună. Da, da. Și Micu? Și Micu e mic. Merge la creșă. Da, dar cum simți așa? Și că se simt copiii care au inclinație muzicală încă de... Îi place să creeze, că acuși e cu creioanele, cu măcleiul, cu foile, cu cărțile, cu siguranță o să iau o cale așa, la într-un muzica, legat de arte. Da, îi place muzica foarte mult. Cum includ YouTube-ul ceva, imediat vine să așează și Alin. Bine, nu Alin, că nu are sub 2 ani, dar Ain, așa. Și el deja cunoaște ritmul, simte tot. Dar cum o să se împartă pe urmă părinții? Cum o să împartă părinții copiii? Că mama poate vrea, nu știu, să se facă băieții cântăreți. La tata poate vrea băieții să facă fotbaliști. Până la urmă băieții o să-și aleagă singuri ei, ceea ce o să simtă cu sufletul și inima, pentru că nu putem noi părinții să alegem un domeniu. Acolo unde o să simtă că le place, acolo unde o să simtă bine, acolo unde o să-și găsească vocația, acel drum o să-l aleagă. Eu n-am vrut să mă amestec prea mult, dar vezi că am aici o cască și mi-a spus domnișoara, deja doamna, producătoare, că soțul tău este antrenor de fotbal, da? Așa e. Acasă cine e antrenorul? Ia spune-ne. Păi, acasă antrenorul lipsește, pentru că e implicat foarte mult la serviciu și practic lipsește. Fotbaliștii sunt așa, cu programul foarte încărcat. Dar deci, și artiștii sunt așa. De asta zicea, așa că noi, acasă fără antrenor, noi ambii suntem focusați foarte mult și pe activitate, dar și pe casă. Încercăm să le reușim, să le binăm pe toate. Sunteți un cuplu ca la Hollywood și numai acolo la Hollywood se împerechează artiștii și fotbaliștii. Și toată lumea, wow, ce pereche frumoasă, ce pereche interesantă și nu mai știu cum. Așa și voi, ați vrut să fiți
o pereche de top? Nu l-am căutat, nu ne-am dorit așa cu tot din adinsul să-l aleg anume să fie așa, m-a ales el pe mine mai curând decât eu pe el. Întrebare din milioane, întrebare ca între fete, ca între femei. Cine răspunde de casă când ambii părinți sunt atât de antrenați în activitățile lor profesionale? Noi reușim să ne rânduim. Încercăm să facem față și încercăm să ne rânduim. Acum, dacă eu sunt la filmări, el este acasă cu cel mic. Atunci când el merge la antrenamente, eu sunt acasă. Dar în cazul în care se întâmplă că suntem ambii antrenați în activitate, atunci bunica ne vine în ajutor. Am apelat și la bone, dar mai rar o facem, pentru că totuși oamenii cei mai aproape sufletului sunt cei de sânge legați, așa că mama, tata și bunica. Slavă Domnului că avem mare fericire pe capul nostru. Să ne dea Dumnezeu tuturor. Da, să le dea Dumnezeu sănătate, să țină sănătoși. Și cu treburile casnice, ai pe cineva care te ajută? Sau eu le fac pe toate. Tu le faci pe toate? Da, da, da. Deci da. Și gospodină, și... Da, și gătit. Te pricepi și la gătit? Da, 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 evident. Păi de asta, și te-a, peftie... de asta ai zis că te-a ales el pe tine. Păi femeile, femeile de la sud sunt cele mai bune gospodine. Bine, acum nu vreau să fac, dar... Nu vrei să superi pe nimeni, dar da. Vrei să supărat pe toate. Plăcinte calde, piftie, data clătite, viitoare, vin cu ceva aici în platou. Data viitoare să știi cu ce vii, da? Okay. Cu ceva făcut de mâna ta. Cu drag. Da? Gata, am provocat pe Veronica să ne ducă ceva. Unul de ceva să făcut de mâna ei data viitoare, dacă vii așa, o să le arătăm și celor de acasă. Bine. Dacă nu, venim noi la tine, nu-ți fă griji că rezolvăm. Cu drag. Venim la tine și cu tot cu camere sau fără ele, nu contează. Așa. Că tot ne-ai intrigat. Da. Urmează să ne luăm rămas bun și să vedem cea mai nouă lucrare a ta, să o ascultăm și să o vedem, îmi place. Deci tot pachetul avem melodie cu videoclip, prieteni. Da. Hai să vedem ce n-am zis poate despre videoclipul acesta, ce am putea să mai adăugăm. Așa, despre colaborarea cu maestru Oleg Baraliuc am zis anterior. Videoclipul l-am filmat împreună cu echipa Viomark, Viorel Marcu, Rodion Kincev. Și cei care s-au filmat în videoclip au fost instrumentiștii, virtuojii, ageri, isteții, băieții de top, Virgiliu Caterău la saxofon și Dan Bobeică la vioară. Sunt niște băieți absolut extraordinari și mi-a făcut plăcere enormă să-i am pe platou de filmare. Și bineînțeles, dansatori, balet Diamant Show sau Show Balet Diamant. Am făcut o poveste frumoasă acolo, așa că vă invit să urmăriți. Ce așteptări ai de la această melodie? Să ajungă la cât mai multe inimi, să se regăsească, pentru că pot să mai zic un lucru, în această melodie eu mi-am deschis cumva sufletul, da? Prin text, prin intermediul textului. Așa că eu consider că va ajunge la inimile multor femei să se prețuiască femeia, să fie fericită, să fie iubită și noi femeile trebuie să avem grijă de sănătatea noastră, nu doar fizică, dar și mentală, pentru că toate pornesc de aici. Și spirituală și sufletește, pentru că atunci când suntem în armonie cu noi înșine, suntem împăcate, suntem fericite, liniștite, atunci toată lumea în jur vibrează a fericire. S-ar putea să descoperim prin intermediul melodiei tale ceva ce n-am reușit să descoperim așa cu interviul ăsta? Cred că nu. E ceea ce s-a zis deja. Atunci celelalte lucruri nedescoperite rămâne să le descoperim data viitoare. Data viitoare, da, cu drag. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Și îți dorim un succes, te așteptăm cu noile tale creații aici la Vedete Fără Secrete și la PSFTV. Mulțumesc din suflet, cu drag. Prieteni, pe final rămâneți alături de Veronica Suruceanu, iar noi, cei de la Vedete Fără Secrete Busuioc TV, vă așteptăm cu drag și data viitoare, tot aici, cu toată dragostea. Pe curând, prieteni! Datorită ție, aș știu să mă prețuiesc. Mi-ai dat rele și putere să-mi frunt orice necas. Sunt felită de durere, numai semne le-au rămas.
și prin apă și prin foc. Să învăț în școala vieții nu mi-a fost ușor deloc. Pui prin toate cele cu credință în Dumnezeu. Fericirea ta, femeie, n-o da mâna oricui. N-o uita că tu ești cheie la inima omului, măi. Te gândești la toți, știu bine. Cel de-un sânge nu-ți vrea bine, te bârfește nemilos. Bucuria nu ți-n parte, nici cel care ți este frate. Te judecă și condamnă, ce-i născut de aceeași mamă.